Bună ziua, stimați cetățeni! Vreau să-i salut pe toți reprezentanții mass media care ne privesc online. Suntem cu o săptămână și ceva zile înainte de alegerile parlamentare. Ce se întâmplă la noi? Da, este o campanie, vă spun eu, destul de calmă în comparație cu altele. Chiar se vede că nu este implicarea lui Plahotniuc și sunt Plahotniuc deja de 2 ani de zile noi în țară, dar unele strategii de manipulare folosită de Plahotniuc la sugestia unor experți, văd că își continuă activitatea. Și mai concret, înainte, pe timpurile lui Plahotniuc, erau sondajele desenate doar de Plahotniuc și de Dodon. Uneva erau desenate, unele sondaje erau permanent trucate, ca să fie duși cetățenii în eroare. După plecarea lui Plahotniuc din 2019, trolii și experții o parte au plecat la Dodon, dar nu o parte, dar cam toți, și aceleași figuri Dodon tot timpul și le-a permis. În alegerile locale din 2019, în prezidențiale în 2020, când sondajele lui Dodon, comandate de Dodon, unele chiar desenate, fără a fi trucate, îl înflau pe Dodon și rezultatele reale le-ați văzut. Și în 2019, când Dodon spunea că o să fie turul 2 la Băl și o să fie mare surpriză, și în 2020, când Dodon spunea că dacă nu câștigă din primul tur, Abântradolea o să fie, Doamne ferește. Asta el tot timpul și-a permis, deci Dodon nu a întrerupt niciodată, nu și-a întrerupt activitățile ce sunt de manipulare. Dar deja, dacă în campania prezidențială, nu prea s-a observat, eu văd că acum în parlamentare acest lucru își permit unii de dreapta. Am mai vorbit de câteva ori la acest capitol. Poate nu a fost o indicație directă de la cei de la dreapta, că înflați-l pe unul sau dezinflați-l pe altul. Dar asta foarte bine o fac, pe lângă că fac sondaje, ei încă mai ies la televizoare și comentează, că așa la Iașe, că este ai dincolo, și care ar fi sinuciderea pentru PAS, și care ar fi nesinucidere și tot așa. Toate aceste sondaje care au fost făcute, elaborate de Dodon, știți cum? Au fost achitat din culoc. Dar sondajele, Watch 2, care l-ați văzut zilele astea, care în prezidențiale cu o săptămână înainte de alegeri, au greșit случайно cu 10%, dar concret cu 10,8%, ce ține de mine personal, că eu au spus 6,1% și eu am avut 17%, ați văzut. Fix acest lucru l-a făcut și un alt, o altă companie, care se numește Bopu, Bopu care tot timpul, cum spunea unii experți, că e curată, e credibil și nu știu ce, cu ce s-a ocupat Bopul și cei din Bop în prezidențiale, mai puțin mă doare. Fiecare are dreptul pe cineva să-l voteze, să-l susțe. Numai că, în cazul ăsta, domnule Barbaroșu, oare stați cu placatul lui Maia Sandu pe gard și copiii fac videouri în susținere sau faceți sondaje? Dar faptul că faceți sondaje care sunt trucate personal de dumneavoastră, asta este deja un lucru urât. Dar cel mai urât, vă spun eu, că asta se face pe banii partenerilor de dezvoltare. Și Watchdog-ul, și Bopul lui Barbaroșe. Ați văzut ce a fost cu Watchdog-ul, tot e clar. Dar să vorbim ce o să fie în următoarele zile. Bop, luni, urmează domnul Barbaroșe, colegii, să organizeze o conferință de presă, în care să dea datele ultimului sondaj cu 5-6 zile înainte de alegerile parlamentare, care vor avea loc în data de 11 iulie. Cu ce să iasă Barbaroșe luni, eu vă arăt acum. Vă rog, увеличите, да, чтобы было видно? Deci uitați-vă punctul 45 din sondajul cu care Bopu o să iasă luni următoare. Deci pasul 33,7%,
Блокул электорал социалистлор, комунистлор 22. Шор шаса. Ренату усатый блокул патрун трек шаса. Платформа демнитатя адивардон трек шапти. Демокрация унуш патру. Шересту партит демократ, ресту унжес. А, еще врал сол дискутем конгресс Чивика Луткачука. Аша. Deci încă o dată, repet, cu cifrele astea o să iasă BOP-ul luni. Făcute cu AIDATA, unită timpul era clar că AIDATA îi dădea bătaie cu fratele unui deputat socialist, deține, controlează AIDATA. Asta nu e nici o noutate, nici pentru un expert. Dar asta a fost motivul, ca la partidul blocul electoral socialiștilor și comuniștilor, nu știu de ce nici nu i-au crescut, nici nu i-au coborât, dar fix așa au făcut cu Șor, cu 6%, restul cifrele au fost manipulate. Și concret, blocul electoral Renato Usatăi, vor spui ei luni că e 4-6, dar într-adevăr este 8-4 la ei, necătând că eu sunt sigur că este mai mult de 8-4. Dar la ei încă o dată, ei iau 4%, ei scoboară de la taie 0,5% din platforma, da, 0,38 de la Vasea Coșmă Costiuc. Nu știu care ar fi ratingul real al lui Grajdanski Congres al lui Tkaciuc. Ei au scris lui Tkaciuc 0,32. Câteva mii de oameni. Eu scris mai puțin decât Tkaciuc o scos la, la marșuri cu drapelele. În general, o scris lui Tkaciuc și lui ăștia îți dați acolo 0. Întrebarea mea. Domnule Barbăroșu, toți dumneavoastră, cu manipularea organizată de dumneavoastră personal, ca și modificarea cifrelor, ne-ați mai ieșit cu o săptămână înainte de prezidențiale, unde înainte de prezidențiale mi-ați dat 10,9 și a fost 16,9. Adică ne-ați tăiat atunci 6% cu o săptămână înainte de alegeri. Asta e știrea de pe Agora, din luna octombrie înainte de prezidențiale. Acum cu ce vă ocupați dumneavoastră aici? Voi, deoarece AIDATA-i ia lui Dodon, pe Dodon îl lăsați în pașe, pe Șor îl lăsați în pașe și pe restul îi tochiți că iar să arătați că ia că trece numai pasul și socialiște. Asta este scopul dumneavoastră. A, și un lucru important. Deși ați ridicat cu 4%, deci de la mine 4 le tăiesc și 4, pasul cu 4 le-ați crescut și ați făcut-o personal dumneavoastră, domnule Arcadie. Eu, știți cum, am tăcut de mai multe ori, am tăcut când tot dumneavoastră ați ieșit în 2019 înainte de alegerile locale din Bălți și în 2018 în anticipat, când spuneți cu satul, o scăzut că e 28-30% la Bălți, numai că au fost 63% în primul tur și fix așa au fost cu Grigoriș în 2018. Dumneavoastră vă permiteți astăzi ca să ieșiți lunea acum care vine, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, foarte important pentru Republica Moldova, de a manipula cetățenii și de a le da mesaj concret. Votați oare pasul, oare rozava ciuma, deoarece alții nu trec în Parlament. Iacă asta dumneavoastră încercați să o faceți. Și încă o dată repet, dacă și vă diferiți voi cu watchdog-ul, de ce își face Plahotniuc când desena sondaje? Sau cum le desena toată perioada asta Dodon, cu o demografie lui și așa mai departe? Vă explic și vă desibez. Că Plahotniuc le face sondajele pe bani furați ca și Dodon, dar voi această manipulare o faceți din banii care vă sunt dați de partenerii de dezvoltare, de europeni, de americani. Eu vă promit că după alegerile parlamentare, care vor avea loc pe data de 11 iulie, toate mizerile care le-ați făcut, nu ați trebuiască cumva să modificăm codul electoral, o să modificăm toată legislația necesară. Ca companiile care au dat-o în bară, dacă voi declarați marja de eroare 2-3%, și dacă voi nu vă încadrați, cecul să nu vă mai permită să fiți înregistrați pentru scrutinul electoral și duceți-vă la păzit harbujă. Sau la desenat caricaturi.
deoarece voi faceți aceeași propagandă în favoarea pasului, care o fac unii în favoarea lui Dodon. Și astăzi voi, când eu pe unii numesc sectanți, nu știu de ce tăți încep a sări în sus. Deoarece voi, vouă vă sticlesc ochii și vouă voi tot una ce îți faceți. Voi voi tot una de munca oamenilor, de situația reală. Pentru voi este important să faceți propagandă. Dacă asta sunt valorile voastre europene, atunci nu vă supărați, n-am să vă veni pe puti. Atunci dumneavoastră tot, și așa care al plâng pe la televizor, al de pașa, și amușa să plângă pentru vârstnici barbăroșă luni, atunci băieți, știți cum, faceți-le nunta lupas cu socialiștii, cu jumătate de socialiști, faceți-le nunțele cu cine vreți, eu voi reprezenta în viitorul parlament cetățenii Republicii Moldova care vor o schimbare adevărată, dar nu și dacă și vor realizarea unor reforme, apoi vor realizarea unor reforme concrete. Voi ați slujit pe tăți care au furat țara asta, începând cu cel mai mare pro-european Filat, care cel mai tare iubea și era pentru integrarea europeană la noi, cât mai mulți erau pentru integrarea europeană, cu cât mai mult, cu cât mai frumos vorbeau în limba de stat, cu atât mai mult furau. Și voi, pe tăți, pe voi nu vă interesează persoanele din listele. Pasului, blocul electoral Renato Usatăi, Rozăvăi Mira lui Dodon și așa mai. Pe voi vă interesează vectorul. Și pentru vectorul voi cu ochii sticliți mergeți la orice fel de propagandă și de minciunării și așa mai departe. De asta, mie mi-este foarte interesant cu ce să iasă luni domn Barbăroș. Eu vă rog un lucru. Hai mai gine ieșiți într-o conferință de presă și spuneți că asta la Usatăi informații incorrecte și ieșiți cu asta reală, așa cum era, ori mai bine nu ieșiți deloc și de pe mo, și încetați să mințiți cetățenii cu câteva zile înainte de alegeri ca să îndreptați pe unii sau pe altul. Iată rugămintea mea. Amu rămâne la sovestea lor, dar sovestea lor, dacă e tot așa cum erau și valorile europene la Filat, apoi e clar. Și o să întâmple. Noi nu ne băgăm cu nimeni în nuntă, noi astăzi muncim, noi știm că vom avea un rezultat foarte bun, chiar dacă sondajele voastre arată cifrele care sunt fără diasporă, ați vedeți ce o să fie. Și pe urmă ați ședeți și ați mărâiți și iar o să inventați versiunea voastră de bază. Că electoratul usat îi rușinează să răspundă în sondaje, să participe, v-ați inventat voi o șmecherie, că puteți cumva comenta, deși o dați în bară tot timpul așa de mult. Și greșesc câteodată cu 50% în cifre. Eu fac un apel la toată echipa care muncește în Republica Moldova și la toți cetățenii, stimați colegi și stimați cetățeni. Au rămas o săptămână de zile. Astăzi avem de muncit, într-adevăr, și la Barbăroșă, și la Dodon, și la unele alte sondaje care au fost făcute pentru unele ambasăzi, am văzut că avem de muncit foarte mult, pe noi nu prea ne cunoaște lumea în raioanele de centru. Eu fizic n-am reușit să ajung peste tot. Nu contează că e centru, că e nord, că e sud. Astăzi suntem într-o bătălie foarte importantă pentru viitorul Republicii Moldova. Fiecare vot din fiecare sat, din fiecare oraș din Republica Moldova, din fiecare municipiu, fiecare vot din capitala Republicii Moldova, Chișinău, este nu pentru a salva concret o localitate unde locuiți, localitatea în care locuiți, dar pentru a salva viitorul Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și știu că pe zi și trei și cum am crescut noi cu 2,4, spun ei, 2,8, într-o săptămână trecută, eu sunt sigur că cifrele vor fi mult mai mari în ultima săptămână de campanie. La acest subiect, rog să... Cu acest subiect cred că e gata, dar când mă pregăteam de conferință de presă, au mai apărut câteva subiecte. În primul rând, cineva înșeri o replică. Și apropo, asta o face televiziunea Moldova 1, care niciodată nu m-a invitat în studio ca primar în 2 ani de zile de când m-am întors în țară.
Да, еще реплика ла простили уной, уней персоне, ла кариендат нуми конкрет на эмиссионе политика ку Наталья Мароль. Факу напела Молдова унушла, чей лас демасмеди, кари кумба ла ругаминтя лу Дудон, сау ку я колу лу промовас пи уне екскрок шпион криминал. Орче да, так на советский вой, где реплика, офчала, дим партия мяка, но сфио атакат, где очешти 3-2-1, рус сон и майбины. Сауди партии дулор, пуни зварок сегвенца мя, где на мишуня ку Наталья Мараль, карин щепи ку кувентили. Наталья, отключите этого пи шейклара, колу шаста удаска реплика в орче 4. Дар сынкит субъекту ку бригада аста, ан генерал, воспуну лукру. Toate mizerile care le-au făcut și care le vor face și săptămâna viitoare, au singur scop. El și mai mulți slugoi de pe timpul lui Plahotniuc, care l-au slujit pe Plahotniuc și acum astăzi stau ok din cauza că Maiu este controlat și condus de omul lui Dodon, ei astăzi nu fac campanii pentru a accede în viitorul Parlament. Ei astăzi fac campanii, vă explic de ce, ca primul care l-a dâns în listă, așa care l-a numit la Mural și ceilalți, ei vor avea, nu o să aibă nici 0,5 la următoarele alegeri. Țineți minte și secvența asta puteți să o tăiați separat, să o puneți deoparte. Știți de ce participă ei? Ca să fie torpedele lui Dodon să atașe în pas și noi, blocul electoral Renato Usatăi, și pe urmă important, că ei înțeleg că Dodon n-a să mai controleze Ministerul de Interne și alte servicii speciale din Republica Moldova, timpul lor e gata, e gata după parlamentare, și ei au nevoie de motivare la Leon, la Interpol, când trebuie să fie cercetați penal și anunțați în căutare, că ei sunt toți lista unui partid politic și din motive politice ei acum sunt anunțați în căutare și persecutați din motive politice și nu din cauza crimelor care le-au făcut. Ea ca pentru și participă acești trei dvarași în campanie, deoarece ei au nevoie de o explicare pentru Interpol. Băi, noi nu de atât că am fost musari și mentazavări, dar din cauza faptului că noi am avut partid care construiește Europa și de asta noi suferim, dar nu din cauza crimelor. Cu aceștia am lămurit și la toată mass-media le-am explicat, nu mai dați cu sat în nou răspuns la telefon sau nou comentat. Vă spun, până la sfârșitul campaniei și pe viitor, secvența de la Natalia Mărăre dați care replică. Plus, amoi când venim la conferință de presă, am mai văzut un sledovatel po особо важным делам. Asta, cum îi zice, la România era asta Adrian Copchel Minoni, dar asta e Copchel Dinu Plângău, sledovatel. Păi, Dinu, tu, eu înțeleg și zbagă-ți, rușă-și Dodon. Da, nu zbagă tine. Tu, într-adevăr, ești unionist. Într-adevăr, și ești, am auzit eu, cu Costea, primarul din Iednesc, când discutam. Cu alți oameni, tu ești copil care a învățat și ai făcut. Tu ești, pur și simplu, folosit de serjantul FSB Andriuha și o leacă Dodon. Apropo, tu, în comparație cu Andrei, ți-i măcar, tu n-ai obligațiuni să nu pomenești numele lui Platon, Șor și restul. Tu le pomenești, partea asta ești bravo. Andrei n-are așa drept și de atâta el ți-l oferă ție. Și ține de declarație mie. Băi, Dinuțule, domnule deputat, hai o leacă și măcar jurist, nu trebuie să ieși așa tare ca Dodon, dar totuși. A ieșit cu declarația mea, depus ca primară municipiului Bălți, ca candidat la prezidențiale, la parlamentare, unitoarăs, crinat usată, persoană fizică, avans pentru vânzarea bunurilor imobile din Federația Rusă, Tverskaya oblast, 24 de milioane de ruble. A explicat foarte corect. Am un breaking news care tu încercați să-l faci, uitați-vă, activele lui Usatăi sunt arestate de Mosgorsud, nu eu noutate pentru nimic, am doar casa Moscova și această casă și terenuri din Tverskaya oblast, de pe malul râului Volga, care l-a văzut o țară întreagă. Și e acolo la noi, frate. Păleacă te perepotau. Adică ei nu ți-o dat până la urmă de atât, că, nu știu, oare că tu îți faci doar o manipulare? Cred că e asta. Fii atent, eu am închis datele personale persoanelor care m-au reprezentat
când a fost depus actele pentru a fi vândut acest bun, aceste bunuri imobile, deci pe data de 15 aprilie 2020, iată numerele cadastrale la toate căsuțele astea, saraiurile și terenurile de pe malul râului Volga. Deci în baza procurii, o persoană din credere din partea mea a primit 24 de milioane de lei de ruble avans. Pe 15 aprilie, repet, cu mult mai târziu, când s-au depus actele la cadastru, pentru a, la registru, pentru a schimba proprietarul, Dodon o șmecherit cu vă trei druji așa, care tot îți druji cu Andrușa tău, din servicii de la Ruș, și repede au făcut decizia de judecată ca să n-am dreptul a vinde bunurile din Federația Rusă, casa din Moscova concret și vila din Tverskaya Oblast. Dar banii au fost primiți cu multe luni mai înainte și deja mult timp în urmă toate au fost cheltuiți și raportați pe lupta cu COVID-ul, au mers mai mult de jumătate din banii ăștia. Și în bălți și așa mai departe. Așa că nu umblași tu și plângi că ia, că usat, e de verificat proveniența. Altceva vreau să spun. Că sunt date personale și persoana nu răspunde la telefon. Celă care a dat avansul pentru bani care te interesează. Dinu, el foarte bine va cunoaște pe toți voi de la platformă. Andrei cu dânsul este Năstas, în relații foarte bune. Și tu, Dinu, tot îl cunoști foarte bine. Pe cel care mi-a dat avansă, deoarece omul ăsta v-a ajutat foarte mult și pe voi pe timpul, în perioada protestelor când am protestat împreună. Mizerie de genul care le bag socialiștii, pe data de 7, aici ies să-și spun cu satii pe 7 martie cu Plahotniuc în Thailand și ies Dinu și tu mă faci pe o leacă doctor. Usatul a spus că în aprilie a fost la vaccinare. Ei, dar nu a fost la vaccinare. Și să arăt QR-codul. Da, nu era Sputnik V în Moldova și prima doză de vaccin am primit-o în Dubai, Shadova. Și am QR-codul care pot să-l transmit în privat, nu-l public. Am uși, uiți, pe ce dat l-am pus primul și a doua. Că deoarece QR-codul, după ce te vaccinezi în Emiratele Arabe Unite, automat pe dânsul dai un click și te duci la site-ul Ministerul Sănătății Emiratelor Arabe Unite. Așa că terminați cu manipulările. Voi mai gândiți-vă cum scăpați de Andrușa și dacă pe Andrușa zilele este, îl scoase din listă, atunci poate ați vă trezească, a să aveți și voi un șans să ajungeți în viitorul Parlament. Am spus de mai multe ori, n-am atacat, platforma da. Și am avut cu Andrei de atât că el de mult timp e serjant FSB și l-a slujit pe Dodon și a fost spoiler lui. Ia ca care situație. Pe voi nu v-am atacat și nu umblați cu mizerie sau un lucru în care nu vă pricepeți. Le doresc la toți o zi bună, cât mai frumoasă, astăzi trebuie să ajung la rezină, pe urmă la fotbal. Sara, o să comentăm împreună cu experții. Să aveți o zi frumoasă, sila pravdei, pe care, băieți.